Un șofer din Constanța a ajuns cu mașina într-o groapă adâncă de 2 metri. N-a făcut vreo acrobație, ci pur și simplu mergea liniștit pe drum când a intrat într-un crater săpat de cei de la regia de apă. Muncitorii se pare că au uitat să semnalizeze lucrarea. Pentru o secundă și-a văzut moartea cu ochii, povestește șoferul mașinii. A avut noroc, a scăpat, viu și nevătămat. S-a strecurat singur afară din automobil, apoi a așteptat cu un buldozer să-i pescuiască mașina din crater. Groapa în care a plonjat din senin nu era semnalizată, spune și el și confirmă și martorii. Pe margine erau popice, Gio? Erau câteva de alea, dar erau puse haotic. Nu știu dacă cineva a dat cu piciorul în ele. Acum polițiștii trebuie să facă lumină în acest caz. Urmează să stabilim dacă groapa era semnalizată corespunzător sau este vorba de neatenție în conducere a conducătorului auto. Când ați venit, erau popice la groapă? Erau, dar nu cred că sunt corespunzători. O singură latură pozitivă are povestea. Imediat după accident, groapa a fost astupată, astfel încât alte mașini să nu mai aibă aceeași soartă. Proprietarul mașinii avariate este hotărât să ceară daune regiei de apă pentru pagoa produsă, dar mai ales pentru spaima pe care a trăit-o.